Într-o lume în care educația este cheia succesului, există locuri speciale care își deschid porțile pentru elevii dornici să-și împlinească visurile. Centrul de excelență Damian și Cosma este un astfel de loc, oferind sutelor de copii din județul Iași o a doua casă. În urmă cu 5 ani, Ecaterina trecea tremurând de emoții pragul bisericuței unde slujește părintele misionar Dan Damaschin. Aceasta a intrat în familia vieții, iar alături de ea, la foarte puțin timp distanță, au venit și surorile mai mici. Acum este studentă la specializarea artă sacră de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași și visează să ajungă pictor bisericesc. Mi-a oferit această posibilitate de a continua școala. O puteam continua, dar că era, ar fi fost mai greu. Păi dacă pe noi aici ne ține așa, pe cei de acasă trimite alimente, haine, lemne. Vreau să fiu pictor bisericesc, profesor. Poate și ilustrator de carte, nu știu. Și Ana Maria a avut șansa să ajungă la centrul de excelență și să-și continue studiile. În clasa 11-a, din cauza că nu mai putea plăti transportul, a încetat să mai meargă la școală. Profesoara de religie nu a rămas indiferentă și a apelat la părintele Damaschin. Până în clasa 11-a am muncit ca să îmi câștig singură banii. Vara lucram pe câmp și toți banii pe care îi făceam îi păstram pe parcursul anului. Lucram la spicuit toată vara. Din punct de vedere financiar, părintele m-a ajutat pe mine și pe fratele meu, care este în clasa 9-a, de a avea o locuință și de a continua școala. Ne-a dus la centru Cosma și Damian și ne-a oferit tot ce avem nevoie. Înainte, cumva mă gândeam ce o să fac dacă nu o să mai am bănuți și în momentul ăla am început să plâng foarte tare pentru că eu chiar îmi doream foarte mult să termin școala. În cadrul acestui program, copiii beneficiază de meditații gratuite, o masă caldă corespunzătoare, activități extrașcolare, activități de voluntariat și consiliere pe diverse probleme. Nu aveam posibilități ca tata să ne ține pe amândoi în Iași și a vorbit cu părintele pentru a ne înscrie la acest internat. Are un rol important. În primul rând, îți mulțumesc că l-am găsit pe părintele Dan Damaschin. Tata nu poate avea condiții să ne țină pe amândoi în Iași. Cu ajutorul părintelui am terminat liceul. M-a ajutat cu meditații care sunt foarte scumpe, cu mâncare, cu rechiziții, cu burse, cu excursii, cu de toate. În primul rând mi-am făcut prieteni noi, eram mult mai retras înainte, acum m-am dezvoltat mai mult. Voi încerca să fac și eu la fel cum am fost învățat aici. Dacă o să fii să termin facultatea, o să vreau să mă angajez la părintele Damaschin ca să fiu mereu alături de el. Părintele Pesai sunt mod de inspirație, pot să spun, mă inspir din tot ceea ce fac ei. Mi-aș dori ca în fiecare familie să fie astfel de copii care răsplătesc cumva încrederea părinților cu aceste frumoase rezultate, vor ajunge oameni de bază într-un lume în care căutăm atât de mult acei oameni de calitate. Centrul de excelență Damian și Cosma este un loc în care talentele sunt descoperite și dezvoltate, iar viitorul devine mai luminos pentru fiecare copil care trece pragul acestui centru.